fiți credincioși, așa cum deja ați auzit, cuvântul Sfântului Părinte din acest an de ziua bonapului începe cu un citat din Evanghelia după Matei. În dar ați primit, în dar să dați. Cuvinte rostite de Iisus când i-a trimis pe apostoli să răspândească Evanghelia pentru ca împărăția sa să se propage prin gestul de iubire gratuit. Iar mai târziu ne amintește că dăruirea nu se identifică cu acțiunea de a oferi cadou, pentru că se poate numi astfel numai dacă este dăruire de noi înșine. Fără să vreau să fac o comparație, dar în urmă cu câțiva ani spuneam aici, cu alte cuvinte, aproape același lucru. Important este să dăruiești nu din ceea ce ai, ci din ceea ce ești. În cuvântul Sfântului Părinte Francis din acest an, este vorba, așa cum înțeleg eu, despre cum știm să dăruim cu mărinimie din ceea ce am primit, nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți. Despre cum înțelegem că dincolo de mine este noi. Am primit viața ca un dar, nu doar pentru noi ca indivizi, ci pentru noi ca și comunitate. Ne naștem, creștem, ne formăm înconjurați unii de alții, îngrijindu-ne unii de alții, învățând unii de la alții, făcând unii pentru alții tot ceea ce facem. Suntem bogați sau săraci, educați mai mult sau mai puțin, numai în raport unii cu alții. Fără ceilalți, nu am ști ce-i fericirea, nici tristețea. Doar durerea fizică este a ta, dar și atunci speranța alinării se leagă de ceilalți. Sunt aici, în fața dumneavoastră, ca reprezentant al Asociației Medicilor Catolici, dar și al medicilor în general. O profesie creată eminament pentru ceilalți, o profesie prin excelență socială. Nu poți practica medicina doar pentru tine. Nu poți fi medic decât pentru ceilalți. Iar asta presupune nu doar cunoaștere, ci înseamnă comunicare, înțelegere, empatie, dăruire de sine, presupune bunătate, ascultare, mângâiere, înseamnă, într-un cuvânt, omenie. Înseamnă să privești pe fiecare din cei aflat în suferință cu compasiunea și dedicarea cu care te apleci asupra unuia din cei dragi ție. Să-i vorbești cu suflet, să-i însufli încrederea că nu poartă singur povara suferinței lui. Am văzut în urmă, cu mult timp, o știre despre un cabinet medical al viitorului. Un cabinet în întregime computerizat. O cameră în care pacientul intră singur, în care o voce din perete îi spune unde să stea, ce să facă, încotro să privească. Un ecran spre care vorbește, spunând către nimeni ce l-a adus, răspunzând ezitant și speriat la întrebările rostite clar de o voce inflexibilă, și apoi așteptând să fie scanat, analizat și diagnosticat, fără ca cineva să fie cu adevărat aproape. Nu știu ce să zic. Poate fi aceasta știința diagnosticării în viitor. Știința vindecării în deceniile ce vor urma, în care echipamente superinteligente vor analiza fără de greș tot ceea ce ține de tine, și îți vor prescrie un tratament perfect individualizat. Dar asta nu poate fi medicina așa cum o înțeleg eu. Așa cum am fost învățat să o practic în școala în care m-am format și a cărei deviză este medicina înseamnă știință și conștiință încălzită de o mare iubire față de oameni.
Medicina înseamnă suflet, înseamnă iubire, înseamnă o percepție dincolo de lumea rece a ecuațiilor matematice. Un aparat poate vedea prin tine, dar nu vede ce e în tine, ce e în sufletul tău. Te poate diagnostica, dar nu te poate înțelege. Cabinetul medical al viitorului, așa cum îl văd eu, seamănă izbitor de mult cu acel cabinet medical din trecut, în care medicul te primește cu un zâmbet cald, în care chiar dacă te vede pentru prima dată, îți vorbește ca unuia pe care îl știi de o veșnicie. Un medic capabil să te asculte cu răbdare, capabil să înțeleagă dincolo de cuvintele ce exprimă simptome, adevăratele tale frământări, îndoieli sau spaimă. Un medic care, chiar dacă nu are abilitatea de a te scana, să poată vedea omul din tine. Medicul din viitor nu trebuie să difere prea mult de cel din trecut. Echipamentele pe care le va avea la dispoziție nu trebuie să-l țină departe de pacientul său, ci trebuie să-i fie instrumentele cu care să-l ajute să înțeleagă mai bine suferința și astfel să-i înțelesnească calea spre vindecare. Dar medicul viitorului, la fel ca și cel din trecut, va trebui să știe că medicina este o profesiune vocațională, că doar cei dăruiți vor ști să dăruiască cu aceeași plăcere cu care au primit în dar harul vindecării. Astăzi, trăim prezentul cu o viteză amețitoare. Schimbările se succed cu o repeziciune ce le lasă adeseori martori pasivi, incapabili să înțelegem încotro ne îndreptăm și ce ni se întâmplă. În acest tumult, rămânem tot mai izolați în spatele unor ecrane mai mari sau mai mici, creindu-ne o lume virtuală în care avem impresia că trăim împreună, dar suntem tot mai singuri. În care comunicăm frenetic, dar vorbim singuri. În care spui, dar nu te auzi de ce vorbim. Nu e de mirare, deci azi ne imaginăm un cabinet al viitorului golit de esența lui, în care pacientul intră singur și iese la fel de singur în suferința lui. Medicii nu sunt nici ei scutiți de toate aceste schimbări. Medicul de astăzi este un prestator de servicii medicale. Ghidurile terapeutice nu-l mai lasă să vadă bolnavul, ci doar boala. Arta vindecării, transformându-se într-o aplicare strictă a unor reguli rezultate din media statistică a celor mulți. Ne este atașat fiecăruia un cod de pare și ne pierdem încet identitatea. Din persoane cu nume și prenume devenim nume. Ca medici avem prea multe formulare de completat și suntem pe cale să uităm, să privim dincolo de ecran. Să vedem că în fața noastră este un om cu trăirile lui, cu îndoielile și speranțele. Nu mai vedem disperarea din ochii mamei pentru copilul bolnav. Nu mai înțelegem rugămintea nerostită. Devenim încet insensibili la suferința celuilalt. Punem tot mai multă distanță față de aproapele noastre. De aceea, aici și acum, aș vrea ca în numele profesiei pe care o reprezint, să vă rog să priviți cu creștinească urgență și, dacă se poate, să iertați viteza cu care ne consumăm prezent. Să iertați vorbele sau, dimpotrivă, tăcerile noastre, acțiunile sau inacțiunile noastre. Să mă iertați și prin mine să iertați pe cei care nu s-au ridicat întotdeauna la înălțimea așteptărilor voastre. Să priviți cu iertare când poate din prea mare grad
prea puțină înțelegere, nu am reușit să fim atât de aproape cum ne-ați dorit. Când am fost prea surzi să auzim rugămințile voastre, prea orbi ca să vă vedem suferința, prea orgolioși să recunoaștem că poate am greșit. Mi-aș dori ca, începând de azi, să putem reclădi ceea ce n-am avut priceperea să păstrăm nealterat, relația medic-pacient. Când am așezat între noi un ecran în care doar ne oglindim, am uitat de unicitatea acelei relații bazate pe încredere și construită prin comunicarea dintre noi. Aș vrea să putem reface acele punți unice, să lăsăm căldura vocii să ne apropie, să regăsim binefacerea zâmbetului și atingerea tămăduitoare a mâinii. Aș vrea să putem resădi încrederea. Mi-ar plăcea să putem regăsi acele cuvinte care, prin simpla lor rostire, să aducă alinare. Aș vrea să putem să ne privim în ochi și să simți că te văd pe tine. Nu imaginea ta sau un simplu pot de bară. E ziua ta, dragul meu bolnav, vreau să am ferirea să-ți spun, iată, când ți-am greșit, căci om sunt ca și tine, în veci, amin.